dragii mei prieteni, cer cu o glumă proastă, o glumă de prost gust pe internet. Dani Mocanu este unul dintre cei mai ascultați cântăreți de manele din țara noastră. Deși mereu este în top melodiile pe care le lansează, în ultimul timp a fost și mai viral datorită atracției pe care a exprimat-o față de Ana Maria Prodan. Ca să demonstreze că totul este real, artistul a dedicat impresarei una dintre compozițiile lui muzicale. Piesa a ajuns locul 8 în lume, iar mulți internauți spun că meritul ar fi al Anei Mariei Prodan. Orice vedetă are atât fani cât și hateri. Acest lucru se aplică și în cazul lui Dani Mocanu, care este foarte urmărit și analizat de publicul lui. Cel mai recent scandal în care a fost implicat a avut în prim plan o imagine din videoclipul piesei Boss, în care stă într-un pat luxos alături de o domnișoară sexy, iar haterii îl acuză că are șosetele murdare. Cum că în videoclipul Hugo Boss aveam ciorapii murdari. Manelistul a văzut zvonurile care circulă pe internet și a postat un filmuleț pe TikTok în care a spus tot adevărul despre situația în care a fost pus. A editat cineva poza, de aia distrus și halatul domnișoarei ce era lângă mine. Păi bă, fraților, eu și cât eram amărât, miroseam frumos, miroseam alux. Dar băi, acum, m-ați înțeles ce zic? Nu mai editați pozele să-mi faceți manevre, să-mi faceți astea pe dos, că știe lumea că sunt fiță. Eu și când transpir de la geaca asta pe încălzire, tot alux miros. Așa că nu mai vorbiți de ciorapi și de chiloți și de astea, că nu și are rostul, m-ați înțeles ce zic. Vă dau dreptate că sunt mulți artiști murdărici, îi cunoașteți și voi, că chiar au apărut jegoși. Fratele vostru e altceva, mă, e next level, m-ați înțeles ce zic? Urmăriți videoclipul original să vedeți. Hai, vă pupă fratele vostru, hai!